Salutare, prieteni! Bună, bă! Astăzi facem un videoclip care vă spune unde ne vom duce noi în vacanță pentru anul acesta 2023. Da, deci noi ne-am căsut, haide să mergem în Grecia sau Italia sau... Dar nu suntem nebuni. Deci noi ne-am realizat că avem așa de multe locuri fenomenale aici în România. Deci noi ne-am hotărât că anul acesta o să ne stăm în România. 100% vom sta în România anul acesta pentru că am decis să vizităm atâtea regiuni pe care nu le-am vizitat până acum. Cum ar fi Maramureș, Bucovina, Moldova, Delta Dunării. Da. Până acum am vizitat doar orașe și un pic din regiuni. De exemplu, am vizitat ca oraș... Foarte puțin. Din vest, da, din vest am vizitat Oradea, Timișoara... Cluj, Sibiu, Alba, Sighișoara, Brașovu, ce mai e pe lângă Sinaia. Brașov, Bran și astea, Sinaia, ce mai e pe acolo, Azuga și alte stațiuni. Da, București, Bucureștiu, Urziceniu, nu vă vine să credeți, Urziceniu l-am vizitat. Mamaia, Constanța nu am vizitat-o, dar am trecut pe lângă. Da, Mamaia. Și bineînțeles am făcut turul acesta, dar nu am vizitat, v-am spus, Maramureșu, Bucovina, Moldova și bineînțeles vreau mai să zicem și în Oltenia, da, undeva prin Craiova și astea. Niciodată ne-am văzut pe Iași, da. Ne-am auzit povești despre Iași, exact. Sau Târgu Mureș. Sfântă Gheorghe. Niciodată ne-am fost acolo, deci noi ne-am realizat, o vreau să zic ceva aici. Dacă voi mergeți la Italia sau Grecia, bineînțeles, voi nu sunteți nebuni, pentru că și astea sunt niște țări fenomenale, dar noi ne-am realizat de ce noi mergem departe dacă noi știm că România au de toate pentru noi. Exact. Deci, vă rog, nu simțiți offended? Ofensați, da. Pentru că am zis asta. De deciziile noastre. Da. Noi ne-am hotărât asta și, sincer, am un pace cu asta. Și eu. Nu stres la graniță sau în alte țări unde nu putem să vorbim în limba locală sau tu nu știi exact dacă cineva face misto cu tine sau da, ceva. Da. Te simți confortabil oriunde te duci. În plus de asta vreau să iar Lucler în Maramureș pentru prima dată mocănița, să merge cu mocănița, cu celebrul trenuleț. Și după aceea vreau să o duc prin Bucovina, atâtea mănăstiri frumoase, prin Moldova, vreau să-i arăt Iașu. Ne ducem un pic și în sud, probabil pe acolo, prin sudul Moldovei. Și bineînțeles, Delta Dunării. Delta Dunării este fenomenală, n-am fost niciodată, vreau să mă duc, vreau să vizitez. Și din punctul meu de vedere, orice român trebuie să-și viziteze măcar o dată în viață, să facă turul României complet pentru a înțelege cât de frumoasă este această țară, deoarece foarte mulți români judecă țara, dar marea majoritate nici măcar nu și-au vizitat țara complet. Și de unde, dacă câte frumuseți, câte forme de relief are țara asta, toate formele de relief, de la munți, dealuri, văi, câmpii, mare și lacuri și toate astea așa. Da. Deci... Și asta a fost visul nostru de multe, multe ani, dar bineînțeles, ne-am fost într-un pandemie și toate chestii nebune ca asta și acum noi ne-am realizat, avem momentul suprem pentru asta și bineînțeles și în viitoare vrem să mergem la Italia sau Grecia, dar sincer suntem îndrăgostit cu România și toate ce țara au, stăm aici. Suntem foarte entuziasmați să facem lucrul acesta pentru că v-am spus, am vizitat multe orașe din țara aceasta, dar regiunile și alte orașe nu le-am vizitat. Când i-am arătat Lucler, de exemplu, ultima dată prin Bărăgan, unde am locuit eu de la vârsta de 12 ani până la vârsta de 18 ani, deci timp de 6 ani, copilăria acolo, adolescența mi-am făcut-o în Bărăgan, foarte frumos, că n-a văzut niciodată partea aceea a României, din sud-est, când a văzut Urziceniu, când am trecut acolo prin satele acelea, știți și voi că nu sunt așa de dezvoltate ca în Transilvania sau în alte regiuni sau astea, dar i-a plăcut foarte mult experiența aceasta și la fel trebuie să vedem și Constanța, Iașu, mai sunt și probabil și Brăila sau Galațiu. La noi diferențele dintre orașe din punct de vedere al arhitecturii esteticii sunt uriașe, nu se compară orașele din, să spunem, județul Brăila sau din Bărăgan cu orașele din Transilvania sau din Muntenia sau din Oltenia sau din Moldova și așa mai departe. Da. Ce îmi place cel mai mult este că oamenii aici sunt foarte mândre de tradiții. Da. Și asta mi-e place așa de mult și îmi place foarte mult balanța între orașele și natură. Da. Și oamenii aici apreciază natură, they value it. O pun în valoare. Da. Și
mi-mi place așa. A trebuit mult să fie pus în valoare, dar în orice caz suntem pe drumul cel bun. Da, și noi nu ne-am făcut un plan până acum când mergem exact sau ce și de toate, dar numai astăzi ne-am realizat nu vrem să mergem oriunde, da. Vrem să stăm în România. Și o trăim cu Charlie, cu mașina, ne ducem oriunde și o să facem un tur extraordinar și asta o să fie o aventură superbă. Dar o să ne facem un plan pentru că eu am o problemă dacă e 40 de grade sau ceva. Oricum o să facem asta în timpul verii sau la începutul verii. Sau sfârșitul primăvară. Da, începutul verii, cam așa, da. Să fie niște temperaturi cât de cât, pentru că ducem și prin zonele de munte și de dal, oricum o să fie mai răcoare pe acolo. Da, ne vedem. Sunt foarte entuziasmat. Dacă o să duc în Delta Dunării, doamnă și domnul, de-abia aștept să vedem acolo cum e cu peștele, cu mâncarea. Cred acolo că se nu mâncă... mai vreau să plec de acolo. Da, 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 cu o măliguță cu pește, că acolo se mănâncă foarte mult pește, de toate, toate cu pește, ciorbă de pește, prăjel și toate astea, până și tort de pește acolo. Eu am un pic de o problemă cu supe cu cap de pește. Da. Dar asta e singura problemă pe care am cu pește. Da. Da, și asta o să fie, sperăm, în viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest fenomenal tur al României. Da, dacă tu aveți niște locuri pe care tu zici, George Clare, bineînțeles, și locul acesta o să pune în turul, pui în comentarii, suntem foarte curioși. Exact, și hidden gems, locuri ascunse, locuri fenomenale pe care să le vedeți. Cu multe tradiții și, cu... și mâncare. Priveliști super și cu mâncare și cu astea așa, da. You almost hit me in my face. Da, I was almost hitting you with my hand. I was like seeing your head like in slow-mo coming. Da. Mulțumim tuturor, pa! La revedere, doamne, aștept, pa! O săptămână minunată!